Bună ziua, haideți să-i dăm drumul. Știu că la 6 sau 6 fără e tombola, da? Deci va trebui să terminăm pe la 6 fără, să ajungă la 10, cel mult. Vreau la colega mea să discutăm un pic despre cel mai comune și cel mai identificat de noi aici în România. Da? Deci nu pe discuții cu ei. Dar, pentru că știți că mă lângesc. The beginning of the government of our species. Am să vă spun Mona să vă spună câteva cuvinte despre partea de servicii de la Microsoft, pentru că dacă încet eu să-i vedem, o să ne apuce de viață supra ei. Da? Ești rău. Bună ziua tuturor! Dar nu este Mona Grină, nu e ușor de înțeleagă. Dacă vreți să mă contactați după pentru serviciile noastre detalii. Reprezint departamentul de servicii din cadrul Microsoft, departament companii consultanți, arhitecți și ingineri. Consultanții și arhitecți îi puteți implica din faza de analiză până în faza de implementare a unei soluții, în cazul în care aveți soluții de genul acesta. Inginerii îi puteți implica în partea de suport. Pentru că sunt foarte mulți clienți care apelează la astfel de servicii de suport profesionale din România și foarte mulți care nu au apelat din diverse motive pentru că nu au aflat, aș vrea să vă prezint câteva din serviciile de suport oferite de către Microsoft. Vorbim de suportul plătit de la Microsoft și de suportul obișnuit pe care oricum îl primiți odată cu achiziționarea de licență. Vorbim de trei tipuri de servicii care pot fi livrate de către Microsoft, de către ingineri. Vorbim de serviciile proactive, servicii reactive și servicii de account management. Dacă apelați un astfel de suport, o să aveți o relație directă cu Microsoft. Aveți un technical account manager care, practic, vă facilitează o relație cu inginerii de suport din pe celelalte tehnologii. Aș vrea să dau câteva exemple de servicii de suport proactive, să zic cele mai utilizate de clienții din România și clienții de afară, și aici, cu siguranță, o să vă regăsiți majoritatea dintre dumneavoastră. Vorbim de partea de, să zic, de infrastructură. Și aici, cred că ați avut fiecare nevoie la un moment dat să știți care este starea de sănătate a infrastructurii și poate mă refer aici la, nu știu, la Windows, la Exchange, dacă folosiți la SharePoint. Și atunci Microsoft ce face? Are un tool prin care analizează care este starea de sănătate, vine cu niște recomandări, apoi împreună cu dumneavoastră le implementează. Asta ar fi, să zic, un serviciu. Și aici v-am spus, putem să vorbim de orice tehnologie. Microsoft, bine. Nu numai infrastructura este cealaltă în cadrul de Microsoft, ci partea de dezvoltare. Dacă sunt în sală firme care dezvoltă software, practic Microsoft poate să vă ajute în diverse faze de dezvoltare. Pot review-uri și alte servicii pe care le aveți nevoie, să-mi țineți la un moment dat nevoia de a vă ajuta de la cineva avizat. Alte servicii date de către Microsoft sunt partea de, să zic, advisory cases. Poate nu vreți să implicați Microsoft în anumite servicii de consultanță, poate aveți competențe interne sau vorbiți cu un, nu știu, partener. Atunci Microsoft poate vă poate ajuta în, să zic, în validarea unei soluții. Sau cum se face, bine sau nu e bine în lucrul acesta. O chestie valoroasă pentru client ar fi partea de training. Și aici mă refer la training-urile customizate, adică pe infrastructura clientului. Și foarte bine că mi se pare că se aude un pic mult. E bine acum? Mai bine? Și cel mai valoroasă e partea de knowledge transfer, adică momentul în care un inginer vine la dumneavoastră pentru a implementa o soluție, plus să stați lângă el și să învățați tot ce practic livrează. Asta este și ideea unui servicii proactive de la Microsoft. Mai e partea de servicii reactive, pentru că nu o să țin foarte mult. Servicii reactive în care practic aveți servicii 24 ore, un inginer poate să vă ajute în cazul în care aveți, eu știu, o aplicație critică și aveți nevoie de un backup primitor de la Microsoft. Și al treia tip de servicii, vorbim de relația cu Microsoft, relația pentru technical account manager, în care vă facilitează, cum am spus, relația cu ceilalți ingineri de suport. Deci, în cazul în care vă regăsiți într-un astfel, eu știu, sunteți un client final, un partener, un partener sau sunteți o firmă locală sau o firmă care vă parte unei, eu știu, o subsidiară unei firme de afară, puteți să ne auzim ulterior și să vă spun ce anume servicii au cei de afară sau ce putem livra local. Fie că e vorba de infrastructură sau dezvoltare sau servicii de operation sau
Eu știu servicii, să zic, de suport la Exchis la Mondial 2003 și nu Mondial Suspect. Deci așa, asta este mare, să zic, serviciul de suport oferit de către Microsoft. Și la de serii, pentru că deja am ocupat din timp. Număr de telefon și alte chestii. Ok, haideți să ajungem. Iar am rămas. Mai bine așa? Sau de bine? Sau mai bine? Ok. Foarte rapid. Și slide-ul ăsta este obsolet, ca să zic așa. Astea sunt serviciile de câteva luni. Sunt multe. Da? Nu știu dacă v-ați uitat acolo, eu am făcut niște etichete pe tema asta. Am luat un braille de ei și am început să vă gândesc. Am început cu calculator. Basic. Cât mă costă? Nu? Vreau să știu. Ok, fac mașini de coajă. Nu știu, G, B. S-ar putea să mă spun la vizionă dacă merg pe un care. După ce am făcut etichetul ăsta, ideea a fost, băi, ok, acum am început să înțelegem măcar ce se căutăm prin portalul respectiv. Da? Mai ales că o să vă arăt, nu mai avem un singur, dar avem două. Da? Ideea mea este, astăzi, să vă trec prin foarte rapid, din scenariile pe care nu am identificat că sunt folosite aici în România. Și așa cum a zis, lucrurile se schimbă, deci am avut discuții cu persoane acum 2 ani jumate, 3, pe anul de Tobici, niște servicii din Asia. Am stat, am discutat, am zis, băi, nu e clar, poate că sunt scumpe, poate că nu. Anul trecut și inclusiv acum, anul ăsta, pentru ce spuse, ce mi-au chemat la ei și am început să discutăm pe chestii de backup, pe chestii de disaster recovery. Și tot am avut exemplu foarte ok, la un moment dat, dar ce dacă o să schimbi opinie? Eu nu prea am schimbat-o. Singura chestie e că, da, prețurile au mai coborât și sunt ok, dar șefii mei vor abila. Și cred că pe asta au spus multe. Da? Mai tare? Da. Ok. Deci, vedeți, oamenii de business, oamenii care sunt sponsori, au început să afle că am încălzit avantajele public cloud. Mai ales partea aia cu payment-ul la lunar, pentru că e foarte, foarte bine. Da? Și e bine să fiți pregătiți. Încă o dată. Aveți private cloud, este foarte ok, sunteți mulțumiți. Nu știți că vin o cerere de la business, vreau serviciul XLS. Și nu să puteți să migrați din private cloud. Pentru că fie nu aveți infrastructură, fie e greu să cumperi inclusiv soft, să pui acea soluție, e foarte ok dacă știți ce soluții alternative aveți în public. L-am luat cumva în ordine și vreau să vorbesc despre mașini virtuale, bineînțeles. Asta sunt lucrurile care, de fapt, este topicul care ne place cel mai mult nou. Mai ales în condițiile în care aici, dacă nu știți, el a pornit ca platforma de service, la o platformă cu dezvoltatori, în care dezvoltatorul sau developerii au aplicația, vor să ruleze și nu mai au infrastructura, pur și simplu o puneau pe aici. Și acum, în 2 ani, am dat seama că fără IaaS, infrastructura de service, nu o să avem foarte multe șanse pe piață. Și am introdus partea asta de mașini virtuale. Web apps. Și atât de marketing, la noi tot schimbă denumirile. De fapt, website-urile pe care le știați, dacă v-ați jucat pe Azure Backup și Azure Site Recovery. Aici vreau să insist un pic mai mult. Că în momentul ăsta chiar reușit să facem niște chestii pe care deocamdată nu cred că le-am văzut la provider pe cloud. Azure Active Directory, dacă a spus la prezentarea de MSA, am discutat un pic, doar reiau foarte rapid acest lucru. Devent Test, și o să, nu știu dacă o să le lasă, știți că eu și colegul meu Petru, care e tehnic evangelist în partea de dezvoltare, mergem împreună la client și discutăm de chestia asta, foarte interesantă. Și noi am descoperit cu stupoare, cu surprindere, partea asta de machine learning. Am doar un slide, doar vă spun așa, în mare despre ce este vorba. Oamenii de business sunt chiar interesați de acest lucru. Și să încerc, dacă am timp, să vă dau mai multe detalii. Poza asta o știți. Doar vreau să scotem evidență că anumite servicii, în funcție de cum le luați, aterizează fie în partea asta de IaaS,
e în partea de pas, da? Dacă vorbim de infrastructure as a service, vorbim de mașini virtuale. Dacă vorbim de websites, spre exemplu, mergem către partea de pas. Avem ceva mașini acolo și nu mai mai costă. Da? Și avem mașini de genul mașini doar cu sistem de operare sau mașini cu sistem de operare și aplicații peste. Nu o să reușiți să luați o mașină, să zicem, fără sistem de operare. Da? Și să instalați dumneavoastră sistemul direct în agent. Că vorbim de al doilea scenariu în care vă luați o mașină care o lează pe un Hyper-V temp și o puneți în Azure, da, asta putem să facem, da? Dar nu poți să ții în Azure o mașină fără sistem de operare. Înțelegeți care e chestia de securitate, chiar nu putem să permită să puneți absolut orice altă. Nu, asta doar gândiți-vă la Hyper-V. Așa cum am zis, avem mașini cu Microsoft și mașini cu Linux. Asta de aici, inclusiv Oracle, se asigură și suport, partea Microsoft, prin întâlnirii partenerilor, în funcție de CentOS, Red Hat sau Oracle. Și mai avem o listă foarte mare de mașini virtuale, inclusiv cu aplicații, open source, pusă la dispoziție de către comunitatea de open source. Da? Deci ei creează acele mașini, noi le verificăm. Atenție, singura chestie care trebuie să țineți seama, nu se asigură suport din partea Microsoft, da? Pe aceste mașini. Pentru cei care au un SDN, în afara faptului că aveți un discount destul de serios, aveți incluse și stații de tip client, adică Windows 7 și Windows 8. Da? Deci, spre exemplu, dacă vă luați un Trial sau luați un Azure, deci nu un SDN, vor lipsi aceste imagini din galerie. Ideea este de a impulsiona cumva partea asta de dezvoltare de aplicații și de testing și să vă punem inclusiv la dispoziție aceste mașini, pentru că o să vedeți, chiar astea, se leagă de scenariul de DB test. Da? Pentru că dacă scrie o aplicație, trebuie să o testezi. Bun, pe niște mașini. Dacă nu le ai infrastructura ta, folosiți aici. Ok. Dar cum funcționează procesul ăsta? În momentul în care te duci să ceri o mașină virtuală, sunt mai multe metode. Cel mai simplu, prin portal. Se poate face scripting, prin PowerShell, sau prin RSTPA pentru dezvoltator. Să alege o imagine, Windows, Linux, să alege tipul de instanță. Deja la slide un pic mai vechi, avem inclusiv instanță de tip DS și să o pot desfăra diferențele. Și se provizionează acea imagine. Acum aș vrea să intru un pic în faptul că, mă rog, încep de scurt. Orice mașină, fie că e Windows, fie că este Linux, o să vedeți că arată așa pe două discuri. Discul C și discul D. Da? Dacă deschideți discul D la orice mașină creată, vorbesc de Windows. Și la Linux la fel, dar la altă tehnologie de a te duce pe treabă respectivă. Există un ritm de text acolo, zice, băi, discul ăsta nu este persistent. Deci e posibil la o problemă hardware să pierzi datele de pe discul. Și am avut chiar aici în România un client care n-a știut acest lucru și a pus o bază de date de acolo și a pus un hardware pe zi. Și a pierdut bază de date. Trebuie să le facă din alte surse. Aici este o chestie interesantă. Poate considerați, mă închipuiți record-urile sistemele de acolo, gen container de tir, în care serverele sunt puse, da? Și poate mă închipuiți, vă iau o mașină virtuală, va fi provizionată ca un server și automat îi se va aloca un storage local. Da, dar asta e cu doar storage-ul ăla de. De-aia nici măcar nu există mirroring sau chestii de genul ăsta, da? Sunt pur și simplu discuri și sunt folosite pentru chestii de management. Aici, management, etc. De-aia este, îi spune că este non-persistent, da? Dacă se întâmplă ceva cu el, nu garantăm recuperarea datelor. În schimb, discul C, aici nu intru în detalii, există un întreg sistem de storage pe 3 layere, e o nebunie totală, se creează automat 3 copii al mașinii respectivă și ăla este ceea ce spunem noi, remote persistent storage. Ăla este discul C.
Acolo chiar dacă s-a întâmplat ceva cu hard-ul, deci unde e prima copie, Microsoft trebuie să refacă tot ce este pe discul C în mod automat. Da? Deci să știți cam care este ideea asta cu persistent. Deci ce două portaluri, așa cum am mai spus, Azure o să l-a aplicat ca PaaS, platforma de service. O să vedeți, dacă luați portalul vechi, să vedeți cam cum sunt aruncate serviciile, să vede că s-a construit peste. De aceea se construiește un nou portal în acest moment, care este mult mai ok, mult mai multe funcționalități comparativ cu portalul vechi. Atenție, este încă în beta. Când vedeți preview, să știți că e un gen de beta, încă nu e, să zicem, RTM. S-ar putea să mai lipsească multe funcționalități, dar cel puțin pe alea care sunt implementate, comparativ cu portalul actual, sunt mai bogate. Instanțe. Începe să apărăm problema ce tip de mașină să luăm. Avem două tipuri, basic și standard. Deci am scos basic ca să fie cât mai ieftin. Vedeți că avem un număr mic de template-uri și sunt folosite în general pentru testing. Da, vreau să testez o aplicație, am nevoie de balansare, de autoscalare, nu mă interesează chestia asta, undeva prețul poate să fie și la 30% mai jos decât o mașină standard. Dacă vorbim de instanțe de tip A standard, aici are ăsta un pic obsolit, pentru că am mai avut încă două template-uri, am 11 și 24. Vedeți, puteți să o luați de la 0 până la 9 și în funcție de acest tip, bineînțeles și prețul este ce în ce mai mare. Da? O să vă uitați la A8 și A9, spre exemplu, care la preț mai mare decât A8 și pe A12, parcă sau A10, nu știu, nu știu, trebuie să nu uităm pe calculator. Dar dacă te uiți în configurație, îți dai seama de ce, pentru că au și Infinity Band în configurație. Da? Și atunci A9 o să fie mai scump. Cam asta sunt configurațiile, Intel Xeon de 5, da, puteți să vă uitați la toate configurațiile astea. Instanțe D. Asta vedeți că au un temporal istoric de SSD, practic acel drive D, discul local din label, este SSD. Din nou, se poate fi folosit pentru anumite operațiuni, poate fi date, MongoDB, spre exemplu, dar încă o dată țineți minte că acel storage poate să dispară. De aceea, să vedeți nu să mai la următor, să vedeți instanțe de tip DS. DS are storage premium atașat și ăla este SSD atașat în sistemul de storage din Azure. Deci ăla este persistent. Da? Aveți minim 3 copii, dacă vreți și georeplicare, se mai creează încă 3 copii în alt capacitate. Și de câteva luni avem și aceste, cum eu le zic, bestii, pentru că sunt chiar niște mașini foarte mari. De la G1 la G5, G5, spre exemplu, are 32 de core-uri, cu Intel Xeon procesoare 5V3, ai 450 de giga de RAM și vreo 6,5 tera de SSD. Asta este premium storage persistent. Bineînțeles, pentru că pe măsură, avem clienți care folosesc în acest moment, dar, ăsta este mare avantaj al cloud-ului, folosesc exact atunci când au nevoie. Da? O să ne uităm calculator și calculatorul spune care este prețul per mașină virtuală pe o lună întreagă, în condițiile în care funcționează 24/24. Da? Dar cel puțin la mașinile astea mari, te poți gândi la modalitatea în care să pornești mașina când ai nevoie și a terminat treaba, poți să automatizezi acest lucru și da. Și avem clienți care folosesc, cred pe G4, 10 sau 12 mașini, știu că overall folosesc 200 de core de procesare. Deci în procesare vine. Da? Ok. Aici o singură mențiune, deocamdată sunt disponibile, că pot să le iei, dar să știți că stau în data setele din state. Da? Nu sunt aici în aproape. De la clienții. Ei au preferat? Da.
Deci anul trecut, cred că acum un an jumătate, am primit cerere la un client din România, era multinațional, în care zicea, uite, astea sunt serverele noastre, vrem să vedem că când a costat, dacă ne mutăm în cloud. Și, spre exemplu, cereau atunci, cred că sunt 32 de coruri, dar n-aveam noi 32 de coruri. Erau mai îndevezat și spunea, a, păi le dăm două mașini. Băi, nu faceți chestia asta, că el vrea o mașină mare cu 24 de coruri, nu poți să-i dai două cu 16, înțelegeți? Deci, până eram șocat, aveau exadatul pe care vreau să le mut în cloud. Și a zis, băi, aveți grijă ce răspundeți. Da? Asta sunt clienții vor. Da? Mașina asta costă foarte mult, nu știu dacă vă dați seama dacă le luați la voi în private cloud. Dacă le folosiți 24 din 24, recomandarea mea, chiar dacă lucrez în Microsoft, aveți bani, luați-le că oricum vă scoateți banii cu ele. Dacă aveți nevoie 4 ore pe zi sau 4 ore pe săptămână, da, uitați-vă la o chestie de genul ăsta. Da? Pentru că nu o să le țin 24 din 24 până. Da, aici. Da, și n-ai cum să ceri tu un custom template cu 3 procesoare, 3 core. N-ai cum, știi? Deocamdată, poate peste 2, 3, 5. Asta-s DS, o să plec mai repede peste chestia asta. Bineînțeles, al doilea scenariu în care, dacă fie că luați un server fizic, fie că luați un VMware, avem modalități de a face conversie. Formatul este VHD, da? Nu este VHDX încă, tot din cauza de compatibilitate cu mașinile vechi de la PAS pe care le aveam. Spre exemplu, dacă vrei să faci un upload, cel mai simplu, deși găsesc și niște tool-uri din astea cu interfață grafică foarte ok, dar pot să folosești un... Este un o comandă PowerShell care îți poate și face conversie de la VHDX la VHD. Da? Singura chestie care nu se păstrează este adresa IP. Vă dați seama, da? Dar în rest, absolut totul rând. Nu dați spre, da? Vă rog frumos, puteți să rămâne ce aveți pe mașina aia, să faci upload, acum depinde de bandă. Eu am lucrat și pe mine controller și la noi, cel puțin, în anul trecut, am testat, la cam 8 giga, o oră și ceva. Iar partea de upload la noi nu e chiar. Multă bandă, au ingineri de suport, pentru că e mult mai important să răspundă oamenii la incidente. Ok, ce se mai instalează în momentul în care cer o mașină virtuală? Niște extensii de management. Spre exemplu, dacă ai papă sau șef, sau vrei să-ți customizezi în momentul în care ți-ai luat mașina virtuală și zici, băi, dar vreau să pun automat și ISU-ul, și DFS-ul, și nu mai știu ce, poți să-ți aloadezi un fișier PowerShell, pui bipa și zici, folosește-am acest fișier PowerShell în momentul în care creez mașina virtuală, ca să nu mai pierzi tu timp pentru fiecare mașină. Și antivirus. Aici un pic trebuie să citiți, nici eu nu știu foarte bine, poți să pui Microsoft Symantec pe micro. Se pot schimba, atenție la partea de licențiere. Da? Pentru că și eu inițial am crezut, da, ce mișto e, băgat pe licența direct cum costă mașină. Nu e chiar așa, să spunem agentul, dar trebuie să vii tu cu licența de antivirus, da? Ok. Calculator. Cum calculez, da? O să vă arăt calculatorul, cam așa arată, trecem prin el. Dar, ce vă recomand? Microsoft Azure Cost Estimator Tool. A apărut anul trecut și este foarte util. De ce? Vă spun cum mergeau... Vă spun cum stăteau lucrurile până să apară ăsta. Vedea clientul, uite, mă gândesc să mut asta 3 servere în cloud. Și întrebarea la standard. Ce configurație ai? 4 core-uri, 16 giga de RAM, nu știu cât storage. Și descoperai că acea mașină care era o mașină stilă mare, era doar un domain controller. Zic, băi, dar ce mai e pe lângă? Nu se poate. Zic, nu, e doar un domain controller, da? Și, practic, clientul arunca bani. Estimatorul ăsta ce face? Se instalează pe o stație, îți poate scana SCDMM, dacă ai, Hyper-V, dacă n-ai SCDMM, servere de vCenter sau servere fizice, Windows sau Linux. Da? Recomandarea, lăsați-l 30 de zile.
Pentru că nu poți să știi când, poți să ai un reporting server care stă 29 de zile liniștit, care are nevoie de rapoarte și la final de lună vrea rapoarte și gâfie, da? Și ăsta îți scoate un raport în care îți spune, e interesantă și partea asta de aici, care te întreabă, voi cum vrei să fie costul ăsta optimizat, deci vrei un preț, cel mai mic preț, sau vrei mai performante mașinile virtuale? Și în funcție de chestia asta, eu o să spun, mă, uite, acel domen controller care stătea pe 4 core-uri și 100 GB de RAM, poți să numesc pe instanța 2, cu 2 core-uri și 4 GB de RAM. Și bineînțeles că acel cost va fi mult mai mic. Este foarte, foarte util. Credeți-mă, l-a rulat cu succes la clienți, scoate niște rapoarte ok, ca știi că ești acolo, la cost cam cât ți-ai dorit. Websites. Nu știu. Da, da. Este gratuit, este gratuit. De ce era vorba dacă acest este un tool gratuit. Doar dați search și instalați chiar cu spația, de nu mă trebuie să dați. Websites. Nu știu dacă a fost cineva atent itcongress.ro și ați dat click pe agenda, la citat pe link. Website.com, da? Ăla rulează pe Azure. Partea frumoasă e că avem și un plan care este gratuit. Spre exemplu, eu am subscripția la Resident, dar rulez un site, l-am lăsat de când l-am făcut, în modul free, într-adevăr, nu am subscripția performanță, nu pot să fac autoscalare, nu pot să zic, vreau să-mi funcționez pe instanță cu două core-uri, nu știu câte, da? Rulează pe infrastructură șerită și este gratuit. Deci nu mint, da? Duceți-vă, ne uităm chiar pe portal și pe noi. Bun. Nu avem mai tehnologie mai jos. Știți că acum câțiva ani ne tot doram să aducem dezvoltatorii de PHP sau pe .NET. N-a reușit. Și atunci, ok, dacă tu n-a reușit acest lucru, măcar să rulați aplicațiile pe platforma asta, pentru că noi ne supărăm ce am dorit. PHP, Java, o să ne uităm foarte rapid. Ce anume? Ah, nu, nu avem chiar tot, recunosc. Dar Python, da, Python și de Azure Backup. Vă recomand să vă uitați pe scenariul ăsta. De ce? Odată că a scăzut prețul foarte mult, este... Noi uităm calculator, nu știu, nu știu pe el. 9.99. E acum prețul de blob storage. Înainte, pentru că zicea că știi că integrat cu Windows Backup, nu știu ce, era de vreo 3 ori mai mare. Și erau parteneri care dezvoltaseră soluții, nu numai pentru Azure. Și ce ziceau? Băi, cât vrei? Nu știu cât spera. Ok, te costă blob storage atât și licența noastră este încă un pic. Și normal că toată lumea zicea, băi, dar ce este prețul ăla, băi? Da? Și s-au deșteptat și ei. Nu știu, prețul acum este la blob storage, probabil cel mai de jos. Nu merg foarte mult pe partea de backup când mai am partea de arhivare. Asta este scenariul care este cerut. De ce? Foarte multe companii au date pe tape. Tape-uri care știți că în timp se deteriorează, nu le verifică nimeni și își pun problema, băi, vreau o soluție în cloud, să știu că stau undeva pe niște discuri. Să fie relativ ieftină, îmi doresc, exact așa, îmi doresc să nu am nevoie de datele alea de acolo. Dar dacă vine un audit sau am nevoie, păi să pot să mă duc să le iau. Asta cu un client de IPG zicea, băi, am date nici eu nu știu de unde, de câți ani, da? Asta e un scenariu chiar ok. Se face criptat, cheia de criptare, atenție, stă la voi, dacă ați pierdut acea cheie. E cam ca la BitLocker, da, dacă nu avem niște agenți, ne uităm și dumneavoastră și noi și nu mai recuperez datele de acolo. Se pare că are un minim 16 caractere, o chestie de genul ăsta. Și cum se rezolvă partea de cloud? De? Dacă se țin datele în cloud, la backup, cum vreți să rezolvați partea de cloud? Legală? A, pe aici cred că discutăm 5 ore. Asta cu legislația. Asta. Deci, dacă aveți probleme de genul ăsta, probabil că fie private cloud, fie să căutați un hoster local. Da? Pentru că știți că noi nu avem data center aici pe teritoriul României. În Europa avem un Dublin și în Amsterdam. Da? Deci dacă aveți vreo restricție, dacă ai venit părăsit în România... Tocmai în Dublin.
Vă pun în legătură cu colega mea de la Legal, avem o colegă care, ea săraca, zicea că s-a angajat pentru o chestie, dar practic numai chestie de cloud face. Legal pe cloud. Site recovery. Cred că nu am timp să vă arăt nimic, dar mi-aș plăcut foarte mult. Asta e un scenariu care cred că o să vă placă. Cât dintre dumneavoastră aveți soluții de disaster recovery? De ce? Hai, câte n-am un mâine, da. Pentru că sunt scumpe, da? Pentru că și inclusiv la companii foarte mari am întrebat, da, aveți, avem și la teste cum stați. Nu mai întrebam, da? Nu mai vrei să faci un fail test. Ce exista până acum, o lună și ceva? Putem să urcăm mașini de Hyper-V direct în cloud și să le replicăm la un interval minim de 30 de secunde. Gen Hyper-V replica. Nu? Înseamnă că ele scutau în cloud, în aici. Dacă se întâmpla ceva, failover și se ridică o mașină respectivă. Costul e undeva la vreo 40 de euro per lună, per mașină. Faceți o estimare cam cât va dura să văd cât va costa să faceți un disaster recovery la dumneavoastră. Nu costă lumea. Da? Oricum puteți să faceți failover testing, să vedeți cum funcționează. Da? Din aprilie, puteți să facem și chestia asta. Puteți să luăm mașini de VMware, mașini fizice de Windows sau Linux. Să le replicăm în cloud. Da? Deci încă o dată. Trec. Într-adevăr, scenariul este în preview, adică este în beta. S-a achiziționat o tehnologie nouă, s-a implementat în Azure. Față de acei 40 de euro, 40 ceva, nu știu exact. Soluția pentru asta este un pic mai scumpă, pentru că intră niște roluri suplimentare. De aceea vă și zic de acum, până în septembrie, designul vostru fi modificat. Da? Tot pe partea de costuri. Pentru că soluția cumva era pentru companie Enterprise. Dacă aveam o companie SMB cu 3-4 servere, deja costul creștea comparativ cu Hyper-V. Da? La atenție, asta e o chestie foarte, foarte interesantă. Da? Azure Active Directory, am discutat un pic, partea de, am discutat-o la MS, partea de sincronizare. Și ați văzut cam cum funcționează. Asta iar e un punct de plecare pentru ce vreți să faceți pe viitor. Ce aplicații vreți să comunicați, să fie accesibile. Dacă vreți să conectați și cu MDM-ul, cu acel Intune, da? Să faceți management de device-uri și dacă mai aveți și Office 365, e cu tot mai bine. Încă o dată, v-am mai povestit că luați Office 365 Intune. De fapt, un AD pentru tenantul respectiv se face în Azure. Și ăla, dacă îl sincronizezi cu AD-ul în premises, să identitatea în cloud. Și poți să jonglezi, că mulți zic, da, l-am avut întrebări, da, dar uite, am niște conturi de servicii, am vreo să sincronizez. Da, se poate face, da? Poți să customizezi ce vreau să sincronizez. Event test. Asta e un scenariu foarte fain. Păcate, cred că nu mai am timp să vă arăt nimic. Inclusiv pentru, nu știu câți vă văd sau câți din compania noastră dezvoltă, să aveți voi dezvoltatori. Dar din ce știm noi, întotdeauna există așa o râcă între partea de dev și partea de IT Pro. Pentru că cei de dev zic, băi, vrem, avem aplicațiile, avem nevoie de mediul de testare. Și uite, astea stațiile sunt de care am nevoie. Și IT-ul zice, băi, nu pot, e complicat, stai că durează. Avem o soluție care funcționează, practic integrarea între Teamformation Server și SCVMM și pot să fac automatizare, testare automată a software-ului respectiv. Dar acum este extinsă această funcționalitate inclusiv în Azure. Adică dacă tu nu ai resurse fizice să-ți creezi niște mașini virtuale de Windows 7, de Windows 8 pe care tot acest sistem să-ți pună automat aplicația și să-ți și ruleze testele în mod automat, poți folosi resursele din ei. Prin SCVM, ăsta vă face din deployment direct acolo. E un scenariu foarte interesant, mai ales pentru firmele care dezvoltă software. Și
Și machine learning, predicții. În spate sunt niște indivizi din ăștia data scientist, care au așa un pic capul mai mare și știu ei cam cum ar trebui să facă niște algoritmi, pe baza cărora mașinile să identifice anumite pattern-uri și să facă niște predicții. Nu o să mai am timp să vă arăt nimic aici partea asta. E foarte interesant, vă zis, oamenii de business, sunt mai multe exemple pe portal. Unul care mi s-a părut foarte interesant este riscul de credit într-un bănci. Duceți-vă acolo și dați-mi, chiar și dacă aveți întrebări, puteți să-l puneți pe picioare. O să mă speriați un pic, pentru că niște diagrame pe acolo, de unde se iau datele, ce algoritm se aplică. Atenție, nu o să puneți numai pe algoritme, adică data scientist, băieții aia plătiți foarte bine să facă acel lucru și datele rămân acolo. Dar ce vreau să vă spun, dacă ați vrea în private cloud să faceți o chestie asta, nu prea va reși. Sau va costa mult, mult prea mult. Da? Aici este, o folosiți exact cât aveți nevoie. Și foarte rapid, dacă reușesc să... Asta este portalul vechi. Ce am aici? Asta este site-ul meu web, care, spre exemplu, răspunde la acest URL, sbhrwebsites.net. Ups. Eu sunt conectat pe telefon și e prima dată am o singură linguță cu wireless-ul de aici și am preferat să mă conectez pe asta. Sper că n-ai intrat într-un modul ăsta. Partea de scalare. Aici sunt cele patru planuri. Nu știu dacă le vedeți. Asta e free. By default, când se creează website, ești pe plan free. 5 minute. Dar vedeți că nu pot să măresc numărul de instanțe. Este o singură instanță. Dacă trec pe modul shared, deja pot să mă duc până la 6 instanțe. Basic. Deja pot să mă... să joblez și cu cât de mare sunt instanțele. Pot să merg până la instanță de 4 core și până la 3 instanțe. Cel mai scump, să zicem, este standardul. O să selectez instanța și inclusiv să fac scalare. O să fac scalare fie pe un schedule, fie de pe partea de procesor. Și pot să mă duc până la 10 instanțe. Ce înseamnă asta? Că dacă încărcarea crește, încă o instanță va fi pornită ca să susțină toată încărcarea până la 10. Atenție, te poți duce și mai mult de 10 instanțe, dar te va costa un pic mai mult și se face pe baza unui request. Dacă EMA din Ungaria, nu știu dacă știți, dar urmează până la Asia, da? Și când dau un Black Friday cu 10 instanțe, cu siguranță nu sunt suficiente pentru ei. Ok. Asta este portalul nou. Așa arată el. Nu mai ok. Ce vreau să vă arăt aici? Un lucru pe care îl puteți face din portalul nou și nu puteți să-l faceți din portalul vechi. Stai în condiția în care nu avem nimic. Spre exemplu, din acest portal poți să-ți creezi o fermă de SharePoint. Cu domain controller, cu server de SQL separat, server de SharePoint separat. Totul este configurat în mod automat. Tu doar dai aici niște date. Lucrul care, în portalul vechi, spre exemplu, dacă vreau să creez o mașină virtuală de aici, și zic, vreau o mașină din galerie, spre exemplu, și mă duc la SharePoint, am un trial de SharePoint 2013. Atât. Nu am posibilitatea mea. Aici sunt imaginile, spre exemplu, cât de simplu să creezi o mașină. Inclusiv am un... uitați, a apărut acest server, este ultima versiune de Windows Server, Technical Preview 2.
În afară de Hyper-V, cred că vă puteți juca cu toate, tot ce e acolo, pe zonă. Tier-ul, basic sau standard, cât de mare să fie mașina, 1 și 3. Atenție, la izoane nu merge admin, root sau chestii de genul ăsta. Parola iară nu funcționează chiar cu 1, 2, 3, 4. Ok, se creează un cloud service, va trebui să-i dau că este un fully qualified domain name, deci așa cum e la websites, așa avem și acest cloud service care are cloud.net. Unde vreau să creez această mașină? Într-un virtual network sau, spre exemplu, un data center, vestiul. Asta sunt porturile deschise ca să poți să accesezi mașina la Linux ai SSH-ul, dar după ce vi se dă mașina, după aceea dumneavoastră puteți să deschideți alte porturi dacă aveți diferite aplicații, dar e jobul dumneavoastră, da? Partea de setări de extensie. Și mașina începe să fie provizionată, vedeți aici. T01, start provision. Durează cam 6 minute una de Windows, Linux-ul mai puțin complică e mai mică ca imaginea. Și vă puteți conecta și vă puteți folosi. Am 2 minute. Vreau doar partea de recovery services. Am aici câteva scenarii. Spre exemplu, ăsta deja l-am configurat. Bintuino Premises VMM, aveam virtual machine aici instalat pe server și Azure. Dacă nu aveți VMM, puteți să vă logați sau să vă legați direct pe hosturile de Hyper-V. În ideea în care n-ai VMM și ai câteva hosturi. Ca să fi făcut chestia asta, vreau să-l cumpăr neapărat System Center, da? Aici e configurat deja. Am cloud-ul de VMM. Vedeți că am protejat un cloud care se numește HR. Că dau un click. Aveam două mașini, am protejat doar una care este generat, numele este generat automat. Și vedeți cam cum este configurat, da? Inclusiv pot să configurez cât de mare să fie, cum să se mapeze, da? Că gândiți-vă că mașina asta este replicată și ea va trebui în momentul în care o pornești sus, să știi pe ce virtual network, eventual să faci un site-to-site VPN, ca să poți să comunici cu private cloud, da? Vei avea niște clienți acolo care trebuie să conecteze. Ok. Deja am depășit. Aveam mult mai mult să vă arăt. O întrebare. Pe Azure Free, da. Se pot da drumul la niște servicii pe o mașină virtuală? Nu, atenție, asta, la websites când vorbim de platforma de service, într-adevăr, de sub sunt niște mașini virtuale, dar nu ai acces la același acces ca și cum ai nouă mașină virtuală. Deci nu poți să configurezi nimic pe ea. Se pot configura anumite chestii, dar nu full, ca să zic așa. Da? Încă o dată, sunt niște diferențe și dacă ai văzut când am modificat la standard, dacă îi dădeam save, îmi modifica absolut tot. Deci pe un site de pe un cont de la free nu poți să faci mai nimic. Da, deci e pe o infrastructură șeruită, să mi se iei un office. Alte întrebări? Charme? A, nu. E bună întrebarea, dar nu merge. Era ideea dacă îți ții un Windows server și îți pui Hyper-V în mașină virtuală. Nu merge. Se poate instala, dar nu poți să pune nici o mașină. Da? Se poate face mânări un pic cu PowerShell. Dar nu merge. Păi atunci, da, asta e o întrebare bună. Dacă, să zicem, nu ai un server, dar vrei să îți cumperi o mașină. Cum aș face? Aș duce pe calculator, da? Mi-aș lua o mașină, A2 sau A3, să zic, băi, cam asta este încărcarea. Și văd cam pe o perioadă de cât se comportă. S-ar putea să-mi dau seama că deja mi-am luat o mașină prea mare
și pot să modific. Că îi zic, nu mai vreau a 3, vreau a 2. El o să zică, da, îți fac modificarea, dar este un downtime, că trebuie să-i dau un restart să spun alt template de desubt. Da? S-au pus în mai mare. E cu un mic downtime. Asta e diferența între pass și IaaS. La IaaS, modificările astea de template se fac cu restart. La pass, la website, dacă ziceam vreau standard și vreau 3 instanțe de 4 prelucrări, site-ul meu era în picioare. Și mă trezeam cu mașinile puternice, cu autoscalare, pentru că etc. Cum să nu? O, se automatizează chestia asta. Avem aici o chestie care se numește automation. În spate, auto. Ai o galerie întreagă de scripturi, PowerShell, de workbook-uri, testează. Da, nu e nicio diferență între Windows și Linux. Dar la nivel de IaaS, da? Vă mulțumesc mult dacă vreți să mergem la tombolă.